Salut, eu sunt Andrei Abait, bine m-am găsit la o nouă serie, cred că pe acest canal, foarte, foarte frumos. Încercăm și aici, în Naruto Ultimate Ninja Storm 1, vedem, poate prinde acolo, poate vă place. O să facem story-ul, mă gândeam să facem cu toate jocurile, și Ultimate Ninja Storm. Eu știu mare parte anime, eu nu m-am uitat la tot, dar știu, din păcate îl știu. Și, mă gândeam să joc, și poate și mega jocul. Oricum, dacă văd că prinde ceva acolo sau nu știu, mie îmi place să mă joc, o să și primesc deja, nu să fie mai multe episoade pe canal, nu? Hai să începem cu story-ul. O să las fiecare cutscene, ca să știți, să facem doar misiunile de story, nu o să vă plictisesc cu misiuni de alea neimportante. Deci o să dăm skip peste alea, cel puțin la videoclip, eu probabil o să le fac. Dar cele de story o să le facem, să Upa, multa cu 9 cozi. Ok, nu țin că toată lumea știe povestea asta, toată lumea știe ca să-i dai în... nu e japonez, e în engleză. Nu o să traduc, da, ca să știți acum, nu o să traduc, nu sunt bun traducător, deci da. O să lasăm așa din păcate. Volta con cosa un Jinchuriki. One shinobi faced the nine-tailed fox in mortal combat. Împăminat acolo sus, pe Camabunda. This ninja was known as the fourth Hokage. Al patra Hokage. Așa e. Naruto Ultimate Ninja Storm. Da. Hai să vedem. Avem sus pe cei 4 Hokage, Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Sarutobi Hiruzen și ăla cum cheamă, al 4-lea Minato. Și pe Naruto, nu o să-mi fuge în minte toți oamenii. Știu că o să iei șmecher, mai ales povestea din Naruto când e mic, e frumoasă, mi-mi place. M-am uitat acum mult timp. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Grafica nu e ce niște ce, am redus-o puțin din cauza unei probleme. Sper să vă convină. Dacă nu aveți pretenții la grafică. Să vedem. Bun. Pam pam. Pam, pam. Ce veche e muzica asta, pe fundal. Uite-l pe Kellner, ăla cum cheamă. Iau ce bagă în Naruto. Iau, dar are bandana de aia. Sper că e destul de tare. Tipul să strălucesc. Naruto Uzumaki. O să văd și cum se aude după episodul ăsta. Ca să știi, atunci când fac fundalul negru, am dat alt tab să văd cât este acolo pe filmare. I'm a ninja of the Hidden Leaf Village now. You won't ever have to worry again, Iruka-sensei. From here on in, I'm going all out. So that one day I can become Hokage. Păi da, nu devine Naruto Hokage. But before that, I gotta get something to eat. Păi da, bag acolo ramenul la bun. Iruka se zice mândră de el. Aici mi se pare că e după, da, dacă a dat bandana aia de cap. Ce fericit e. E după ce la... nu știu ce să zic, nu l-a salvat, n-a, într-un fel l-a salvat Iruka pe Naruto. Când a vrut să, când l-a pus să lasă fure, nu știu ce pergamen pentru nu știu ce. În fine, bun. Ultimate mission mode. Așa, da. Ok, deci pentru misiune, deci aici. Și avem mission list. Și avem story, avem
Ik heb een Story U. Genin Training Arc. Abbiamo classe S. Adesso vediamo. Perché non putem inca. Mamma, abbiamo 99 de... Ah, nu e XP ăla. Aba, ok. Și mission... Ah, sunt toate misiuni și noi am făcut două. Bun, și aici putem să luăm misiuni mici ca să creștem în XP. Sau ca să dăm alog, nu știu ce puteri. Pentru a folosi alte caractere. Putem să văd cum ăsta și să... Bă, nu, nu cum ăsta. Îmi arată cannon. Ia uite, s-a dus. Da. Chiar aici mai greșe, cum putem să încreștem chestia de mana. Fel de chakra. Un fel de chakra, chakra. Așa, uite, mai putem să mergem la omul ăsta și să-i cerem misiune pentru a face mai departe. Dar zic că ne ducem doar pe misiunile asta de story, da? Deci doar story, full story. Bun. Hai să vedem. Așa. Ok, deci zice că facem parte din Team 7 și suntem cu Sasuke și Sakura în echipă. Și Kakashi și Sensei nostru, da. Așa, și noi ne putem să-l folosim pe Naruto și targetul să fie Kakashi, ok. Bun. Hai să dăm. Nu știu dacă accept. E un genin, mă, și el, mă. A dificil challenge right from the get-go. Accomplish the survival exercise. Ah, să văd dacă e în stare în auto să treacă. Win the battle in a state where awakening mode is not possible. Ok. Bun. Dăm aici să-l caca și îi dăm un run. Nu prea sunt eu ce știu ce au la bătaie, deci, da? Nu știu combo-uri, dar nebunești, știu niște mișcări normale. Ia să-i dăm așa. Da, mă, pe orice prins. Bună! Dau aici ultimate mișcare. Ia uite, cum un caz de șpiț. Bun. Iar încă am dat-o cu Kakashi. Încă nu, încă mai rezistăm el. Hai mă, dă-i. Nu-l lăsă. Și cam aia a fost KO, win the battle. Ok. Awakening sparek e chestia aia atunci când ți-a apăsat pe Y, dar cred că știu ce. Da, da, da. Bun. Mamă, câte misiuni, bă, avem. Avem aici... Oho, și avem mapa. Și noi putem să mergem după multe misiuni, după nu știu câte chestii, ca să progresăm acolo în XP, da? Să avem mai mult XP ca să putem să facem mai multe misiuni, nu? Întrebuie dacă mai avem nevoie de level 5 pentru a trece la motor. Și avem total level mission, total... Bă, nu. A, uite, mission XP, da. Avem 0. E, și acum trebuie să facem XP. Dar asta ce vreau să partaj și o să trecem la misiune. Rectific, ca să facem misiune, aparent m-am uitat eu. Gen, ca să facem XP nu trebuie să facem chestiile pe mapă, trebuie să facem de-astea. Da, și sunt foarte simple. Hai să facem una. Hai să facem una. Ah, playtime. Oh, lol, ok, hai să ne facem de-astea atunci. Sau ce să se... Ce putem să facem? Astăzi mai cu timp? Ah, nu, sunt alte misiuni. Ok, gata, mi-am dat seama. Ce, n-avem nimic? De n-avem nimic? Doar din A putem să facem, lol. Deci hai să facem din A. Sakura, așa. Capture mission. Hai să vedem. Facem o misiune de asta. Ok, merge imediat.
Știu, harta asta m-am jucat destul de mult pe ea. V-am spus, m-am mai jucat în jocul ăsta. Acum aproape un an. Nu o luci aici, nu. Nu l-am antrenat, am ajuns destul de departe, dar nu l-am antrenat. Așa. Bun, pentru că astea sunt misiunile secundare, ăștia nimic care nu vorbesc, pentru că de ce am vorbit, sunt pregătiți acolo să fac misiune. Hai să vă arăt una, o dată vă arăt ce tipul de misiuni avem. Da, pe asta, o țin minte și acum, trebuie să mă feresc de cutatul și să ajung primul. Și astea sunt boosturi și asta e chestii. Mechere. Destul de ușor. Înainte mă curcam mult la asta. Chiar foarte mult. Nu puteam să trec, cred că deci. Dar mi se pare așa de ușor. Mai ales pentru locul 1. E lejer. Interesant. Ops, vreau să ferez ale. Deci am să stângă, ok. Sunt și eu foarte atent. Dai acolo. E ca vreau am ajuns. Noi suntem primii care ajungem. Hai. Mă, la poziție știm o să fie la Fireball. Hai, mă, cu Fireball Jutsu-l tu. Noi avem 9 Tails Fox. Noi îți dăm cu ăsta de Tails. Bun. Hai că mai avem puțin. Sunt ceva în față, normal. O să ocolesc Fireball Jutsu. Fuck, nu mai lăsa încă nimic. Asta. Da, e puțin derutant, mai ales când sunt 3. Ce... Și cam aia a fost. Băi, n-ai cum, o Sakura. Te mă vei. Așa. You won. Normal. One more try. Da, și cam asta e, gen, așa faci level. Și acum cred că am level 5 sau cât îmi dă pe misiunea de asta făcută, hai să vedem. Dăm skip. Ok, și acum trebuie batem cu Kakashi. Ok, hai să vedem. Folosim, mamă, cam agresiv Kakashi ăsta. Stai că avem Rasengan. Ma. Ok. Misiunea asta gen, în story încă nu avem Rasengan, că încă n-am învățat să folosim Rasengan. Ne-am bătut cu... Sau ne-am bătut cu Jiraiya, să zic. O, da, dă-te mă încolo, mă, n-ai cum. Bun, uite, stare Chidori. Dă-i mă. Bă, frate, n-ai acum așa. Și aceeași chestie? Da. Hai să vedem. Gacha. Hai. Toată grămada. Grămada ce revă. Bum. E, are waiting-ul ăla. Nu lăsăm să vedem ce poate. Bun, Rasengan. Puh, KO, doamne, ce șansă. Bun. Da, mă, da. Da, mă, și cam astea sunt. Nu au parte cu story, nu fac parte din story și de asta sunt nașpa, dar în rest, da. Ia să curăț ce level am acum. Mamă, cât... Cât m-am mai dat. Mă, dă-i mai departe, mai repede. Așa. Ok. Mission list. Da, nu înțeleg. Mai avem comisiune ceva mai des. Joacă... Naruto cu Konohamaru. Haide, sick. E interesantă și asta. Doar, v-am zis, n-are treabă cu story. Ba, are, să zice așa că s-a întâmplat chestia asta. Au, da, țin.
S-a întâmplat chestia asta în anime, să zic așa, dar e nu așa felul ăsta, dar s-a întâmplat. Nu, trebuie să mă uit la chestia astea. Între pe oameni ăștia. Uite pe băiatul ăsta aici. Ia zi, boss. Pun am așa și uite, arată în partea asta. Parcă trebuie să-i găsesc pe toți. Așa, și într-o necutele astea sunt chei. Nu am nimic aici. Și am un minut, uite, am un minut, cred că 2 minute am să-i găsesc, uite, că aici e. Da. Am găsit pe Konohamaru. Ok, să vedem, uite, mai avem un om aici care spune că... Că, așa, unde e? În partea asta, a fost-o din partea asta. Și în partea asta? Hai să vorbim cu doamna. Poate aici. Nu, nu e aici. Asta e cea mai nașpe chestie. Spune să toarce camera. Of, stai jos aici. Tu ai văzut pe cineva? Ok, fac Konohamaru Friends. Pe Konohamaru sau Konohamaru Friends? Că nu știu exact care spune. Și mai e aici. Băiatul ăsta, nu femeia. Care zice că e aici în partea asta. Dacă nu s-ar întoarce, asta e cea mai multe chestie aici. Dacă nu s-ar întoarce camera asta așa de greu. A, aici cred că e. Băi, ești nebun. Nu știu, următoare, uite că am văzut aici. Aici e, doar încolo. Hai. Puf, frate. Pă. Ia că întrebi pe femeia asta. Ia zi. Tom. Bă, frate. Sunt prea bun niște bă la ascunsea. Bă, frate, ia stai să mă uit puțin aici. Ok, deci în partea asta, o luat în partea asta, cica. E, dacă nu e aici. Bă, frate. De unul zice în partea asta. Fie de gărău și o să am misiunea încă ne găsesc pe ăștia. Aaaa, aici este. Te-am găsit fraierul. Cum ar fi fost așa random să găsim pe fata. Ia să întrebăm de ea. Partea asta, ia să întrebăm cu băiețelul ăsta. Știi tu unde e fost? Unde e oare? Și că pe aici. Ia să întrebăm pe... Băiatul ăsta aici. Tot prin partea asta, ok. O fi pe aici pe la Hokage? Nu cred că e pe aici pe la Hokage, nu prea voi. Aha, te-am găsit. Hai. Băi, aici ne-mă. Urmpa, mă. Ia zi. Aaaa, ce ai făcut, mă? Mă, și ce am spate, te-ai pascuz, mă? Gata, mission accomplished. Foarte frumos. Bam, 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 bam. Bun, mai avem aici o misiune unde trebuie să-l prindem pe... Cum îl cheamă? Pe...
Mamă, nu mai țin minte cum îl cheamă pe... pe câinele lui Kiba. Chiar nu mai țin minte. N-am nicio idee. Cred că e Jacua, parcă să zic. Stă pe limbă. Presupun că văd, dar seama ce trebuie să facem, nu? Trebuie să prindem pe micuț, fără să-l fi loviți. Bun. Și bam. L-am prins pe... pe câine. Nu știu, am uitat, chiar am uitat. Acamaro, mă seama Acamaro, da. Acamaro. Și acum? Oooo, mă provoci. Păi ți-ai nu ai ales bine, frate, na. Nu ți-ai ales bine componentul. Asta ți-a fost. Ce cum mai să drag. Da, acum. Bun. Am atât. Nu! Of, Kiba, poate vrei să-ți facă la gina meciului. Dă-i mă, bă, că am mai piciorină. Dă-i mă, dă-i. Dă-i. Bun. Doi mă, bă, cât să ține garda. Ne, cam aia a fost. Doi mă. Ia mă, dă-i substituiu și înciuțu. M-a atacat Camaru. Ce-i nici acolo? Uf, ia că activez acum e. Dacă nu mă lași. Opa. Mamă, ne-am luat puțin spoil. Ne-am cam luat puțin spoil. Da, ai. Și mă, cum se întâmplă. Asta mă împace. Al meu ești. Al meu ești. Bie. Ce bă? Când Naruto e în forma lui de Kurama, n-ai cum. Bă, e foarte puternic. Bun, băgate trebuie să mai prindem o dată pe Acamaro, dar hai că rezolvă rapid. Și uite că l-am prins până la urmă. Hai să vedem mai departe. Mission accomplished!
mission success. Bun. Cred că cam asta e, băieți, că e deja 30 minute. Dacă a plăcut acolo, nu s-a apăsat un like, să vă abonați în caz că am făcut greșeală. Eu am fost Andrei Albait. V-am lăsat, pa, pa.